primul tren electric nou cumpărat de statul român în ultimii 20 de ani a intrat în sfârșit în funcțiune. După două decenii așadar de așteptare, trenul care atinge standardele europene a plecat din gara de nord spre Brașov. Călătorii se vor bucura de acum de o călătorie mai facilă la aceleași prețuri. Pentru un drum de la București la Brașov, doritorii vor plăti 63 de lei pentru un bilet la clasa a doua și 91 de lei pentru un bilet la clasa a întâi. Noul tren electric, format din 6 vagoane, poate găzdui 351 de pasageri și poate circula cu până la 160 de km la oră. Este dotat cu băi moderne, prize pentru fiecare rând de scaune și acces facil pentru persoanele cu mobilitate redusă datorită podelei joase. Printre primii călători ai trenului au fost chiar premierul Marcel Ciolacu și ministrul transporturilor Sorin Grindeanu. În primul rând, trenurile nu mai trebuie să aibă întârzieri. E foarte corectă această observație. Pe urmă, în tot acest parcurs, începem modernizarea. Deja vorbim de 140 de km la oră. Nu se mai vorbea despre acest lucru. E un început. Deja vorbim de trenuri electrice. Nu mai vorbim de trenuri diesel. Deja vorbim de transport verde. Deci lucrurile vorbim de electrificare din fondul de modernizare de aproape 1 miliard de euro pe tot coridorul sudic. Până la sfârșitul anului mai recepționăm două loturi, sper, în aceeași zonă între Simeria și Arad. Sunt în lucru, sunt undeva la 90% în acest moment loturile ca progres. Eu sper să le termine. Al treilea, care iarăși e în lucru, e undeva la 70-80%, va fi gata în primăvara anului viitor. Trenul, care atinge standarde europene, ar fi trebuit însă să circule încă de anul trecut, în timpul sărbătorilor de iarnă. Cu toate acestea, testările pentru funcționalitate au lungit procesul. Trenul electric va fi operat de CFR Călători și va circula pe ruta București-Nord-Ploiești-Vest, stațiunile de pe Valea Prahovei până la Brașov, ca tren interregio. Biletele vor putea fi achiziționate la același preț la care erau și până acum pentru această categorie de tren. Deși bucuria introducerii noului tren în circulație este destul de mare, mai ales că statul român nu a mai cumpărat un tren electric de 20 de ani, Asociația Pro Infrastructura a subliniat importanța unui material rulant nou. Organizația spune că va monitoriza cursele pe care trenul le va efectua pe ruta București-Brașov, în speranța că acesta va finaliza cursa mai rapid decât garniturile existente. Autoritățile au promis că încă 36 de astfel de trenuri ar urma să fie livrate până la finalul anului următor.